dimineața la 26 de minute peste 12 și bineînțeles astăzi sărbătorim, pentru că e o zi importantă pentru noi, pentru toți. Este prima zi de Crăciun, o zi în care este bine să fim alături de familie, dar și de prieteni și să ne bucurăm unii de ceilalți. Și la noi, la Trăinet, sărbătorim alături de prieteni, alături de tine și de invitații noștri, evident. Așadar, astăzi Teodora Panainte este alături de mine și a venit cu mare drag să ne vorbească despre ea, despre tradiții și despre tot ce face. Este o tânără care se declară îndrăgostită de tot ce înseamnă folclor și, bineînțeles, duce mai departe tradițiile României. Bine ai venit la Trăinet, Teodora! Bună, Raluca! Crăciun fericit! Mă bucur că am ajuns la tine și aici în studio și am venit așa în port popular, că dacă tot zice că sunt îndrăgostită de tradiții, sunt îndrăgostită până la capăt. Așa este, uite, prin atitudine și prin tot ce reprezentăm, înseamnă că suntem români adevărați. Exact, și mi-am luat un costum de sărbătoare, specific sărbătorii frumoase de Crăciun, dar și întâlnirii cu voi și așa cu ascultătorii. E. Și uite că tot timpul sărbătorim România doar la 1 decembrie, dar să știm că există tradiții și în perioada sărbătorilor de Crăciun, evident, în toate zonele țării. Și poate unii uită de ele sau nu se mai respectă așa cum se respecta odinioară, dar tu faci lucrul ăsta, duci mai departe tradițiile prin muzică, prin port și uite și prin muzeu, că ai și un muzeu. Da, referitor la ce ai zis, cred eu că sunt anumite puncte în timpul anului când se întorc românii acasă și atunci își mai aduc aminte că sunt români și sunt cu familia. Eu fac lucrul acesta cam tot anul pentru că a devenit un stil de viață. Mi-am făcut un muzeu în casa bunicilor mei de la Bălteni-Deal și acolo am tot ce înseamnă trecut, costume vechi, unelte pentru țesut, unelte pentru grădinărit, tot ceea ce foloseau bătrânii noștri odinioară și foarte multe haine vechi. Și îmi place cum i-ai pus numele, colțișorul meu de altădată. Într-adevăr, cred că toată lumea rezonează și în ziua de astăzi există nostalgie. Ne întoarcem oarecum așa cu gândul la copilărie. Eu sunt un copil care a crescut la țară, toate vacanțele le-am făcut la bunici și pentru mine nu exista perioadă mai frumoasă decât vacanța de vară cu bunica, cu bunicul, cu mâncarea aceea copioasă foarte, foarte bună. Și atunci când mi-am făcut muzeul, aveam numai un colț. De asta, de aici și denumirea colțișorul meu de altădată. Aveam un colțișor în care aveam o icoană, un covor țesut pe perete frumos și un război de țesut. Și de acolo colțișorul s-a extins, în schimb denumirea a rămas, pentru că dacă stăm să ne gândim un pic mai departe, rămâne un colț acolo în sufletul meu aparte. Așa este. Și uite, există de multe ori preconcepția asta că doar oamenii care au ajuns la o anumită vârstă, să zicem așa, de înțelepciune, duc mai departe tradiția și tot ce înseamnă folclor. Dar uite, tu ești tânără și faci asta cu atâta plăcere. Ai început să cânti, zici tu târziu, dar eu zic că la momentul potrivit. Târziu, eu n-am fost o iubitoare de folclor. Povestea mea e foarte interesantă. La mine în familie se asculta muzică populară, bunicul meu era foarte încântat de tot ceea ce înseamnă fanfară, pentru că este zonă de fanfară la mine, la Vaslui. Mi-aducea fanfara acasă, mergeam la baluri cu el, dar nu simțeam că aș putea face asta vreodată. Și s-a întâmplat pe la 17 ani și ceva, destul de târziu, pentru că în ziua de astăzi copiii încep de la o vârstă fragedă. Dar m-a ajuns din urmă, cred că m-a ajuns copilăria și uneori cred că sunt și un suflet mai bătrân așa. Așa, da. Eu zic întotdeauna că oamenii care au o anumită vârstă mai înaintată au parte de înțelepciune și experiențe. Nu există limite. Și cum ziceam mai devreme, chiar vorbeam și cu oamenii, dar vorbeam și cu alți oameni și colegi de breaslă, să fii copil la orice vârstă e mare lucru. Și faptul că sunt tânără mă ajută pe mine să mă apropii de tineri și să-i aduc la mine să cunoască trecutul. Și la colțișor vin preponderent tineri și nu nostalgici în vârstă. Uite, ceea ce e de apreciat. Și în plus mai știu o chestie, că muzeul tău a intrat anul acesta în turul muzeelor și obiectivelor de vizitat din cadrul Noaptea Muzeelor, pentru că e și acum în mediul rural. Exact, ediția inaugurală a fost și la mine acasă. Am fost norocoasă că am avut foarte mulți participanți, atât din sat, dar și din localitățile adiacente. A fost un șoc pentru mine, o uimire când m-au sunat cei de la Agenția Muzeală din România să spună că muzeul meu cam ar merita să facă parte din acest tur. Și un lucru foarte interesant e că cu câteva luni înainte se făcuse Noaptea Muzeelor județene, cele de la oraș, și voiam să fac un fel de eveniment privat în care să introduc și muzeul meu, numai că am pățit ceva, m-am îmbolnăvit, am răcit și n-am mai reușit. Și îmi părea foarte rău și atunci când a venit această oportunitate am zis că nimic nu e întâmplător și uite că l-am făcut. Exact. Toate se întâmplă atunci când trebuie. Și e mai frumos muzeul noaptea, are o atmosferă aparte, luminează ferestrele foarte frumos și poveștile sunt mai frumos de spus. Da, cum ne spuneau bunicii când eram la ei în vizită, în vacanță, tot timpul noaptea era o oră de poveste și apoi la somn. Asta e clar. Da, da.
Și pe lângă toate acestea, uite, duci și muzica mai departe, dar tu știu că ai făcut altceva, ai făcut jurnalism. Și ai vrut să fii parte din lumea asta a televiziunii, să fim colegi, de fapt, pentru că suntem colege, dar ai ales muzica. Cât de mare iubirea pentru ea? Pentru muzică este o dragoste infinită. Nu știu când s-a întâmplat. Ideea este că m-am îndrăgostit iremediabil de folclor. N-am vrut să fac muzică mai departe, să studiez, pentru că deja aveam o vârstă înaintate și era foarte greu să o iau de la zero. Am făcut studii de canto, dar în general este talent nativ și sunt autodidactă pe partea aceasta. Așa că am zis că să mă duc la ceva care m-ar fi pasionat pe mine și îmi place foarte mult să vorbesc și să discut și să prezint. Și am făcut jurnalismul, care m-a ajutat foarte mult în speech-urile mele de-a lungul timpului pe la evenimente, atunci când îmi prezint colegii de la orchestră, atunci când fac un text pentru a-mi prezenta piesele, pentru că nu există la mine o piesă care să nu aibă o poveste și pe care vreau să o transmit celorlalți. Și am lucrat și în televiziune un pic, la un matinal, timp de vreo 6 luni, dar, să zic sincer, nu prea mă înțeleg cu orele dimineții atât de bine și n-am mai rezistat. Deci nu ești o persoană matinală. Nu. Dar totul se ia din mers. Și uite, poate unii oameni nu pot face față evenimentelor de noapte. Că, uite, asta se întâmplă. Mergi la evenimente alături de colegii tăi care te însoțesc. Și vreau să știu așa, din curiozitate, eu nu am fost niciodată în postura de a fi artist, să cânte pentru alți oameni. Cum e să fii tu acolo la evenimente și nu în locul spectatorului? Sunt două variante. În primul rând, când ești pe o scenă și atunci când cânti în fața oamenilor, este un pic diferit față de un eveniment privat, pentru că știi că nu comunici chiar direct cu oamenii, pe când la evenimentele private mai vin pe la tine, discută, au preferințe, dar e un sentiment plăcut, pentru că vezi că niște oameni stau pentru tine acolo, te aplaudă, le place ce faci și trebuie să fii la înălțimea așteptărilor lor, pentru că publicul este stăpânul nostru și el te ridică și el te coboară. Așa este. Și vorbești atât de frumos despre oameni, despre tradiții, dar și despre tine, pentru că ești un om bun și asta se vede și de multe ori am tras o privire, dar și pe conturile tale de Instagram, dar și pe contul de YouTube. Și am văzut acolo că ai foarte multe piese postate, evident, de la evenimente, pentru că bucuri oamenii, asta faci. Am noroc cu fratele meu acum, cu Andrei, care îmi face videoclipurile mele de muzică populară. Ce tare, uite, vezi? Și am mai scăpat de stresul acela de a pleca departe, cu toate bagajele și cu locațiile diferite pe care le schimbam. Am una tu acum. E mult mai mult. Când sunt doi, puterea crește. Exact, o echipă. Și vorbeam despre evenimente. Uite, în perioada asta sărbătorilor de iarnă, Crăciun, poate și la final de an, ai evenimente, ai multe cereri. Da, chiar acum câteva zile am avut câteva festivaluri la Iași și la Deleni, un festival pe care l-am făcut în primă ediție, un festival de unde am scos de la naftalin, așa cu ghilimele de rigoare, un obicei vechi din Vaslui de peste 100 de ani. Mm-hmm. Și da, este o perioadă mai aglomerată, dar extrem de frumoasă. Un pic suferi că nu stai neapărat cu cei dragi acasă, pentru că trebuie să fii cu oameni, însă în celelalte perioade ale anului recuperezi. Exact, și e satisfacție din ambele părți, așa că e bine. Și e frumos că te obișnuiești cu stilul acesta de viață și când stai acasă, parcă e un pic mai plictisitor, așa. Așa este. Și uite, mai faci multe activități pe lângă. De multe ori te-am urmărit, chiar mergi cu bicicleta în drumeții. Cum e treaba asta? Alături de mulți bărbați, de altfel. Mai sunt și femei care se implică? Turul bicicliștilor din Vaslui are și în... e un cicloturism. Are în turul lor și muzeul meu și au o oprire la mine acasă. Și a zis, dacă tot ei mă implică și pe mine, să mă duc și eu cu ei. N-am mai mers cu bicicleta de vreo 10 ani și când m-au scos pentru prima oară, acum vreo o lună, m-au scos pe off-road. Dar am avut noroc de o bicicletă electrică. Am fost singura fată, deși am înțeles că mai sunt femei care se implică, dar vremea nu a fost prielnică și atunci am fost mai curajoasă și sunt obișnuită să lucrez cu băieți, cu bărbați și atunci m-am simțit în elementul meu. A fost bine. Așadar, și a fost greu. Nu mă îndoiesc, pentru că, uite, eu, de exemplu, eu nu știu să merg cu bicicleta și mi-ar fi greu să fac parte dintr-o astfel de aventură, dar cred că e tare frumos. E frumos pentru că s-a terminat aventura la o stână undeva în... la Bogdana de Vaslui, în vârf de deal, și am mâncat rață la ceaun și mămăliguță și am povestit și am văzut un cioban cu oile, cum nu prea mai vezi astăzi. Mm-hmm. Deci, uite, vezi, e frânturi așa din... Amestecăm lucrurile care țin de sănătate, de sport, cu lucrurile care țin de cultură.
Și atunci n-are cum să nu ieși câștigat de pe mai multe părți. Ce mare lucru! Uite, și tu faci fapte bune. Am urmărit un filmuleț mai vechi, ce-i drept, dar sigur de atunci până acum tot ai făcut. Știi de unde a pornit acel filmuleț? Cred că te referi la copiii de la Bălteni pe care am ajutat. Exact. Aveam o temă la jurnalism de făcut, un reportaj mai emoțional, așa, și m-am dus acasă la familia respectivă doar ca să-i filmez, că știam noi, mai ajutam acolo cu toții, doar ca să-i filmez cu acordul lor, desigur, să le arăt celorlalți că există și astfel de cazuri și să-mi iau și nota pentru facultate. Ideea este că atunci când am ajuns acolo și am văzut că acel copil avea nevoie doar de o mașinuță și atât, aia era fericirea lui, nu aveau brad, nu aveau aragaz, niște lucruri care erau, spun eu, decente și un must-have pentru toată lumea, am zis că de ce să nu postez reportajul pe internet, că nota ce-o fi, o fi, și să-i ajutăm. Și în acea iarnă i-am făcut așa cu lemne, cu brad, portocale, i-am dus în oraș la pizza, le-am cumpărat jucăriile necesare, am postat după aceea un videoclip în care au văzut că ei sunt fericiți. Și acum, actualmente, au o viață mult mai bună și sunt prietenii mei și au rămas prietenii mei. Uite, vezi, oamenii se adună atunci când trebuie și nu e nimic întâmplător când faci o faptă. Dar să știi că am fost foarte judecată în perioada aceea, pentru că s-a considerat ca fiind o chestie de imagine, deși nu era un plus pentru mine. Am avut ajutoare de la Peluza Nord Vaslui, a fechiului Fece Vaslui, că tu ești de acolo din zonă și știi că așa, și mai mult ei și-au făcut promovare pe tema aceasta. Am avut și câteva conflicte așa prin localitate, că lumea nu înțelegea de ce aș ajuta niște oameni care teoretic nu muncesc. Dar eu în viață cam fac ce-mi place și ce cred eu că e corect și ce este corect, așa că uite că astăzi nu mai are nimeni ce să mai spună despre familia respectivă. Exact, adică oamenii își văd de ale lor și în plus oricine vorbește de rău să vorbească, pentru că... Și copiii au nevoie de șanse în diferite situații. Exact, ei trebuie doar să vadă exemplele, asta e important, și să urmeze exemplele, de ce nu? Exact. Fiecare e pentru el și trebuie să înțeleagă care e problema și să lucreze la ea. Nu să dea mai în stânga sau în dreapta în ceilalți. Cam așa ar trebui să fie fiecare, dar na. Se întâmplă. Lumea e mare și oamenii sunt împărțiți în diverse categorii. Și binele de obicei e mult mai mare decât răul. Exact. Și uite, dacă suntem în perioada asta a sărbătorilor, știu că e perioada în care se fac foarte multe fapte bune sau poate sunt mult mai la vedere decât de obicei. De ce crezi? Ce crezi că are special? Pe parte, cred că oamenii își aduc aminte în perioada aceasta sau se trezește în ei un sentiment așa de bunătate, pentru că ajungi acasă, vezi că tu ai, vezi pe cineva care nu are și rezonezi cu el. Pe de altă parte, pot fi oamenii care vor să fie mai buni așa doar pentru a fi buni, și lucrul acesta e un pic deranjant. Dar atâta timp cât ies de aici niște oameni fericiți, merge oricum ar fi. Așa este. Dar faptele bune trebuie făcute în tot anul, pentru că au nevoie oamenii numai de Crăciun și Paște, de ajutoare, de familie, de sunt bătrâni care sunt singuri și nu au cu cine să stea de vorbă și au nevoie de noi. Permanent. Permanent. Ce ne așteaptă pentru 2024 din partea ta? Pentru 2024 mă gândesc să fac niște proiecte noi. Ele sunt deja pregătite, dar nu m-am apucat de ele pentru că am tot zăbovit anul acesta, am avut treabă cu orchestra, că eu coordonez și o orchestră de muzică populară la Vaslui. Exact. Și am 29 de super colegi și acum nu mă mai gândesc la mine, nu mai sunt individualistă și mă gândesc la noi. Și acum am lăsat un pic cariera mea un pic în spate ca să ne ridicăm împreună. Dar din 2024 urmează piese noi, urmează proiecte noi și cu muzeul și cu orchestra și sper eu să urmeze și o vizită de la tine. Cu siguranță se va întâmpla asta. Și uite, să mai menționăm o dată unde se află muzeul, ca să știe cei care trec prin zonă. Muzeul se află la 10 km de orașul Vaslui, în Bălteni Deal. Se numește Colțișorul meu de altă dată și are la poartă un semn lucrat manual, dar și un banner de la acel cicloturism, așa că n-aveți cum să nu dați de el. Și dacă întrebați pe oricine, vă spune că a devenit un fel de muzeu al satului. Uh-huh. Și avem pagină de Facebook, pagină de Instagram și acolo puteți vedea tot, pentru că și avem și tur virtual, apropo. Da, foarte tare mi se pare. Uh-huh. Uite, vezi, totul se îmbină. Așadar, căutați acolo Colțișorul meu de altă dată peste tot în social media și nu veți rata tot ce se postează, pentru că e altceva. E o altă părticică din noi. E o părticică la care inevitabil ne întoarcem mai devreme sau mai târziu și suntem care am ales să ne întoarcem mai devreme. Mm-hmm. Și continui să faci treabă bună, pentru că o faci, și ne mândrim cu românii
oameni care, într-adevăr, duc mai departe tradițiile. Poate e clișei, poate e un șablon, dar avem nevoie de ele, tot timpul. Cine nu-și cunoaște trecutul nu poate să știe viitorul și foarte multe lucruri pe care noi le facem astăzi din necunoștință de cauză, de fapt ele au o însemnătate care trebuie căutată. Orice lucru pe care, uite, chiar și superstițiile acestea care noi le luăm așa mot-a-mo, de fapt ele sunt din trecut și au început de undeva. Și studiindu-le ajungi să-ți dai seama că tu ești un cumul al trecutului și cam reprezinți tot ce înseamnă România, și bun și rău. Foarte frumos vorbești. Și uite, ai dreptate. Să știi că am emoții. Nu s-au văzut, așa că e de bine. Înseamnă că e un lucru bun. Oamenii sfințesc locul, asta e clar. Și de o parte și de cealaltă. Și ne bucurăm să te avem azi cu noi, Teodora. Și cu siguranță ne vom revedea, asta e clar. Și mie mi-a părut bine că m-ai chemat astăzi aici la tine și că Crăciunul acesta îl petrecem cu tradiții și cu vorbe din trecut. Și vreau să ne mai revedem. Așa. Și bineînțeles, azi ne vei și cânta. Vă voi cânta un colind compus de mine, un colind pe care l-am filmat la mine la Colțișor, alături de prieteni dragi, și sper eu să înțelegeți ceva din el, că nu-i trebuie gazda nimic decât sănătate și familie și totul va fi bine. Așadar, să fim alături de prieteni, de familie și să ne iubim și să ne înțelegem de altfel unii pe ceilalți, că lucrurile merg altfel după aceea, mână în mână. Așadar, hai să ne bucurăm de vocea ta, Teodora. Mulțumesc tare mult pentru că ne-ai acceptat invitația. Și ne mai întâlnim. Și ne mai întâlnim cu siguranță. Salutăm pe cei de acasă și le dorim sărbători fericite. Și ei să fie fericiți mai mult decât sărbătorile în sine. Așadar, Crăciun fericit tuturor celor care ne urmăriți și, bineînțeles, hai să ne bucurăm de Teodora până înainte și colindăm, Doamne, colind aici pe tine.